La data de 9 și 10 iunie la Soroca va avea loc cea de-a 15-a ediție a Festivalului Concurs Național Fanfara Argentie. În acest sens, autoritățile, șefii de direcții și secții, precum și conducătorii și reprezentanții mai multor instituții, s-au întrunit în cadrul unei ședințe organizatorice. Aici au fost discutate detalii cu privire la desfășurarea evenimentului. O să așteptăm circa 15 colective din Republica Moldova, plus orchestra de la Tiraspol, o să invităm orchestra prezidențială. Avem de acum și confirmare participarea de două orchestre din județul Vaslui, din România. Cu toate că acest festival se desfășura o dată la 3 ani, am hotărât totuși să revenim la o dată la 2 ani, dat fiind faptul că este un festival și genul de activitate a orchestrei sau muzicii de fanfară trebuie dimensiuni în Republica Moldova și cred că noi sorocenii vom face acest lucru permanent. Și vreau chiar să mulțumesc că avem sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în acordarea fondului de premii și susținerea Centrului de Conservare și Promovare a Patrimoniului Imaterial de la Chișinău. Și sigur că potențial cultural din Soroc, avem o orchestră frumoasă, avem oameni frumoși și pentru tot ce facem pentru locuitorii municipiului în Soroc, dar sperăm că o să avem și turiști poate atunci la această sărbătoare. În paralel cu desfășurarea festivalului, organizatorii au propus și organizarea unui iarmaroc produs în Soroca, unde agenții economici, producători, prestatorii de servicii și meșterii populari din raionul Soroca și-ar prezenta produsele. Iarmarocul vine să promoveze atât imaginea culturală a raionului, dar și sfera economică. Grupul de lucru a două ședințe, deci în primul rând noi ne-am pus cu obiectiv că avem pe 9 și 10 iunie eveniment foarte frumos, Fanfara Argentiei, festivalul. Cu comitent am venit cu ideea că să facem și un iarmaroc frumos care se numește sub generic produs în Soroca. Este foarte bine, este salutabil, deja sunt doritori mulți de a participa. Este un lucru foarte bine și bun să arătăm și producem în raionul Soroca, cât în municipiu, cât în localitățile noastre, raionul. Este lucru interesant și important că mulți trăitori nu cunosc chiar ce se produce la noi în raion. Deci, dar este foarte bine că o să atragem mai mulți turiști, spectatori și foarte bine că preajmă în față o să involueze așa un număr mare de fanfare, deci cât de Republica Tășpiștihotare. Și zi de duminică să ai populația acces și posibilitate să vină o leac să mă relaxeze, să odihnească cu comitent, să documenteze ce se produce în raionul Soroca. Festivalul Fanfara Argentie va avea loc în Piața Libertății din orașul Soroca, iar expozițiile din cadrul Iarmarocului vor fi expuse atât în piață cât și în parcul Grigore Vieru.